Leo Stafie, cărțile tare, iată, au ajuns material didactic pentru elevii din liceele cu profil agricol din România. Ce înseamnă asta pentru tine? Este o mare satisfacție profesională, dar acest lucru nu era posibil dacă nu era revista Ferma, nu era Dănuț Radeș, Nicoleta Dragomir, colegii mei, inclusiv dumneavoastră de la, de colaboratori de la revista Ferma, nu era posibil dacă nu era prietenul Radu Antohe, plus cei care au sprijinit acest proiect, Fundația Ferma și Agroland de la Horea, de Horea Cardoș, dau un exemplu, care au sprijinit proiectul Împreună sprijinim învățământul preuniversitar agricol. Că, de fapt, de aici a plecat ideea să tragem un semnal de alarmă că liceele agricole, din 256 când erau la nivelul anilor 90, licee de specialitate agricole, cu renume, au mai rămas doar 40. Și, din păcate, au dispărut câteva licee care aveau tradiții de peste 100 de ani. Și atunci, prin acest proiect, prin care să donăm câteva cărți, un gest mic, un celebru astronautul a spus la un dat un pas mic pentru om, un pas uriaș pentru omenire. Același lucru zic și eu, este un pas mic pentru noi, dar sperăm să fie un pas uriaș pentru liceele agricole, pentru că creăm niște evenimente. Asociația Presiei Agricole este alături de noi. În presa agricolă va apărea și apare faptul că liceele agricole au nevoie de sprijin și poate vor reajunge acolo unde au fost ele pentru că eu sunt absolvent de Liceul la Miroslava, Liceul Agricol, și mă uit cu tristețe cum era liceul când am făcut eu în perioada 91-95, mă refer la număr de elevi, la fermă, la dotare și cum a ajuns acum liceul. Nu este foarte rău, dar se poate mult mai bine, mai ales acum că suntem în epoca informaticii, în epoca automatizării, în epoca științei și este păcat că foștii absolvenți și cei din presa agricolă să nu își îndrepte privirea către învățământul preuniversitar agricol și să tragă un semnal de alarmă că sunt într-o situație foarte dificilă. Ce fel de informații furnizați prin intermediul celor două cărți? Într-o carte discutăm despre găinile otoare în sistem free range, adică găinile otoare crescute cu cifra 1. În afară este structurată pe două părți. Prima parte, parte de tehnologie, parte de veterinară realizată de către doctor medic veterinar Radu Antohi, parte de biosecuritate veterinară și legislație sanitar-veterinară. Și partea a doua, unde este prezentat un proiect, cum trebuie făcut proiectul, din proiecte practice puse deja în practică și calcule economice, ca să vadă cel care citește cartea, că există, o, există posibilitatea înființării acestui business și că este profitabil și să poată să-și facă o idee despre acest sistem. Cealaltă carte, ghid de creștere a puiilor de carne, de fapt este o reeditare a unei cărți editate de către revista Ferma în anul 2005 îmbunătățită, revizuită, readăugită, împreună tot cu prietenul doctor medic veterinar Adoan Tohe, unde aduce informații de ultimă generație, pentru că din 2005 până acum s-au schimbat parametrii s -au schimbat, s din punct de vedere al consumului de furaje, al greutății corporale, din punct de vedere tehnic, microclimatic, sunt cam aceeași a hibrizilor și atunci trebuia să o readaptăm. Plus am mai adăugat câteva chestiuni pe care spunem noi că sunt importante, adică ceva de genul cum e la mașină, dacă nu pornește motorul, de ce nu pornește? Dacă noi am făcut și am spus câteva probleme tehnice, dacă se strică așternutul permanent de hală, de ce? Și sunt posibile cauze pe care fermierul trebuie să le urmărească. Asta e în prima parte. În a doua parte, este vorba de un proiect tehnic de aproape 4.000 de pui de carne în sistem intensiv, realizat la Liești-Galați care funcționează, care face bani pentru fermieri și este explicat pas cu pas ce ai nevoie pentru o fermă de 4.000 de pui de carne în sistem intensiv.